Cât costă și cum închiriezi o barcă în Grecia? Despre asta vom vorbi în vlogul de azi. Suntem la locul de unde noi deja ne-am închiriat o bărcuță pentru o zi. Opțiunile sunt foarte multe. Am fost acum 2 zile, am căutat, sunt foarte, foarte multe locuri de boat rental. Îți recomandăm să mergi pe la mai multe case să vezi cum stă treaba. Noi am ales să închiriem de la firma asta, se numește YOLO, cred că e predestinat. Am plătit un avans de 50 de euro și s-a făcut azi ziua când plecăm pe apă. Suntem cu toată gașca, este și Damian, aș vrea un like pentru cămășuța lui de love, love, love. Este foarte frumoasă. Stăm la coadă să ne preluăm bărcuța și povestim. Am parcat aici mașinile. Au ei un loc de parcare unde le putem lăsa. Aici facem recepția. Așa, cred că îți trebuie și cardul acesta pe care l-am primit de la ei cu detalii despre rezervare. Și nu am buletinul. Nu avem niciun buletin. Ai tu? Ok. Da, pentru că noi am venit cu pașapoartele, stai așa. Yes, sir. It's the only key, don't lose it. Thank you. It's the only key? Yeah. I'd not to lose it. My friend, I never lost a key. Let's hope you're not the first. Am I right? Am terminat cu procedurile de check-in și acum trebuie să ne luăm în primire YOLO 17. Barcuța va fi în genul ăsta, cred. YOLO 17, da. Ia uite-o. Ce frumoasă e! Don't from the tent, ok? Okay. You see, it's a... Yes. Oh. Uite, văd care e temediul pe la celălalt. Înainte să ne urcăm în barcă, se face un mic instructaj despre cum trebuie condusă, se verifică și că este în regulă, facem o mică filmare de jur împrejur, pentru că asigurarea pe care o ei nu includ și stricăciunile pe care le faci tu din vina ta. Și facem o mică filmare plus instructajul, apoi o să ieșim puțin pe apă, să conducem 50 de metri stânga-dreapta ca să se asigure că am înțeles ce avem de făcut. După care avem barca pentru noi pentru tot restul zilei. Very expensive. So we don't want to stay. Gata, capitane, încotro mergem. Nu știu, vedem noi. Ai, ai, captain. Avem și prima oprire, nu știu unde să mă mut cu lumina ca să vadă, se numește Mersini Beach. Și apa este apa aia din Grecia, pe care o iubim cu toții. Căutăm și noi un loc unde să ancorăm, ca să ne putem bălăci. Am părăsit plaja de Adineauri pentru că erau foarte multe bărci ancorate acolo și erau valuri mari și riscam să ne lovim unii de ceilalți și am schimbat destinația cu Blue Lagoon. Începem acum să ancorăm. S-a dus sub barcă? Apa e absolut superbă, e foarte limpede, nu sunt valuri. Deci o să putem să notăm liniștiți aici. Drona noastră, din păcate, a făcut baie. Am scos repede bateria din ea. A stat vreo 2 minute, cred, în apă, 3 minute. Am scos bateria din ea. Am spălat-o cu apă din asta dulce. O să o lăsăm 2-3 zile să vedem dacă mai funcționează sau nu. Da. A avut numai peripeții săraca. M-a căzut prin Corsica pe insulă. Am pierdut-o pe la părinții Simenei pe la țară de vreo o dată. S-a mai lovit de palmier în Maldive. Oare vrea să fie înlocuită? Una model mai nou? Da, nu știu ce să zic. Eu sper să-și revin. Hai să vedem. O lăsăm la soare. Noi intrăm aici să facem o baie. Apa arată spectaculos de lea. E cristal, cristal. Cred că s-ar fi văzut foarte frumos din dronă umbrele bărcilor în apă. Da, na, asta e.
facem o baie și bem o berică și ne relaxăm puțin aici, după care mergem către următoarea plajă. Gata, prima pauză și prima baie. Matelotul o să scoată acum ancora, că așa e când vezi carte, ești matelot, tragi la ancora, nu... Stai că vin eu cu barca. Nu te mai chinui. Gata? Așa și o să mergem către următoarea destinație. Avem o hartă aici pe care ne-au dat-o cei de la închirieri și sunt punctele marcate unde sunt plajele frumoase. Avem și pe Google Maps, am scanat, am zis să scanăm un cod aici. Uite, avem și aici plajele, aici suntem noi și plajele unde putem să mergem. Da. Hai să-i dăm drum. Uite cărciuma acolo. Următoarea oprire este în locul unde se află și o bărcuță transformată într-un bar. Este floating boat. Și îi spune... Nu știu cum asta îi spune, spune Crypto Bay. Kryptos. Kryptos Bay. Kryptos se numește locul ăsta. Și chiar în fața acolo, să văd tegulețele alea, este floating boat-ul. Unde poți să te duci, să-ți iei un cocktail, să-ți iei un sandwich. Au ancorat aici niște... Velier sau monohull? Care e diferența? E același lucru? Monohull e velier. Monohull velier e velier. Tot ce înseamnă cu pânze. Monohull e ăsta și catamaran e ăla cu două. Deci avem două veliere monohule. Și foarte multe bărcuțe care evident au venit să experimenteze floating boat-ul. Ne-am ancorat aici. Și ia, uite așa se numesc ăștia, dacă vreți să veniți aici, sunt în Vorvoru, îi găsiți, dacă vreți să închideți o barcă de la ei, n-avem combinații cu ei, n-avem nimic. Dar pare ok barca, adică n-am o problemă cu ea, nu e o vechitură, nu pare să fie o vechitură, e ok. Și o să mergem acum la cârciuma asta aici, un golfuleț, să luăm ceva, o cafea, o chestie, o atenție, o muslină, uite cât de multe bărci s-au strâns aici la cârciumă. Da, frumos. Mergem, Maria? Mergem. Nu, că n-ai scară. Trebuie să sări direct. Mergem, că a zis Simina că face cinste. Și-a luat, nu știu, ceva în portofel acolo. A zis că face cinste și dacă face cinste, noi mergem. Da, e călduța. Da. E mică, uite, cât e apa aici. Adâncă. E nisip. Este și o plajă foarte micuță aici. Pentru pișpandoci, da, se poate juca. Poate să stea și în apa asta pișpandocii, cred. Dacă vor să joace cu nisip. Uite, lumea se joacă cu... E o atracție turistică treaba asta aici. Uite, are și motor, fii atent, deci poate să o deplaseze. Mă gândeam că o remorchează cu ceva, dar aparent are ea propriul ei în mijloc de locomoție. Prosecco în cocktailul, bag de seamă. Cum? Oamenii ăștia, de a doua oară când beau un aperol... Nu aici. Nu aici, dar și aici. Și un prosecco în aperol, nu știu cum fac ei aperolul. Noi am fost la un curs de gătit la Roma și am gătit aperol spritz și am gătit și limoncello spritz. Și am pus aperol în ăsta, prosecco în toate, deci ceva e în regulă. Poate n-ai învârtit tu cum trebuie aici. Am învârtit. Avem un bar improvizat aici, uite. Frumos, într-o placă de sup. Barca noastră este acolo. Este și să stăm aici. Să ne enjoy the drinks. Ia să gust și eu asta. Wow, e dulce rău. Aia zic și eu. Poate nu trebuie mestecat în el, cred. Pe caperolul deasupra. Ia. Da. Prosecco deasupra. Prosecco deasupra? Da, serios. Aperolul e mai gros și s-a căzut la fund. Trebuie să amesteci în el bine. Serios.
Vezi? Așa este. Da. Îmi cer scuze. Îmi retrag cuvintele. Uite ce mascot aici. Gata, plecăm de la Cârciumă. Mergem la următoarea destinație. Unde mergem cu pilot? Mergem la următoarea destinație. Așa cum a spus și Damian. Următoarea destinație este... Pe așa, unde suntem noi? M-am pierdut. Aici trebuie să mergem, la diamantul ăsta, la altul. Următoarea oprire va fi aici, la Itla Beach. Acolo am înțeles că este și un restaurant drăguț, poate găsim ceva fructe de mare, un platou așa interesant. E foarte drăguță locația asta și bărulețul chiar e inedit. E un loc pe care vrei să vii să-l vezi. Apa... Nu e cea mai spectaculoasă, dar experiența e faină. Itia Beach, următoarea oprire, și apa e foarte frumoasă, limpede, e nisip jos și sunt niște plaje foarte drăguțe. Asta e una mică, dar în stânga, în partea asta după stâncă, și în partea ailaltă sunt niște plaje mult mai mari. Poate să fie a unor hoteluri, dar poți să vii să te bălăcești, să stai în apă, că nu te împiedică nimic. Facem pupați aici și ne bălăcim. Mulțumim, capitane, că ne-ai adus în acest loc foarte frumos. Capitanul nu are la valieră pornită. Am dat-o cu burta în sus, tot sperăm. Tot sper, eu tot sper. Dacă până aici a fost, asta este. Da. A vrut și ea să testeze apa din Grecia. Da, numai de astea incidente a avut numai prin țări străine, nu România. Bine, și România am pierdut toate la pornistă la țară, dar în rest... Idilic locul ăsta aici. Nu știu dacă se poate ajunge și cu mașina. Nu văd pe nimeni să fie de doar cu bărcile sunt aici veniți. Nu cred că e drum să vin și cu mașina, cu toate că acolo am văzut niște cazări pe plajă și în partea alaltă, deci acolo, uite, și o cazare acolo. Deci până acolo se poate merge, și dacă se poate ajunge până aici cu mașina, nu cred. Văd ceva cărare, poate să vii pe jos, să lași mașina undeva mai sus acolo, dar foarte frumos e. Și apa e cristal. Cristal. Vezi că mă bălâncă-i. Hai și mine. Hai că poți. Hai că poți. Good? Aici n-ajung jos. Gata, ne-am bucurat la altă plajă aici, într-un alt golfuleț. Care arată la fel de frumos. O să stăm și aici cam o jumătate de oră, o oră. Nu știu, ai zis, Simina, de la ce oră la ce oră avem barca? Nu am zis. Stai că noi la valieră. Acum poți să ne spui. Barca o avem de la 9:30. Mă rog, de la 9:30 am început formalitățile de check-in and all. Pe la 10 am preluat barca, am plecat cu ea pe mare și la 5:30 trebuie să ne întoarcem înapoi. Dacă întârzi, se plătește 20 de euro pe oră. Da. Am spus și când am plătit pentru barcă? N-am spus. Să spun, da, zic. Vă mai lăsăm un pic. Ideea este că... Ia, stai așa. Fii atent, pune o pauză și dă-ți cu presupusul aici și scrie cât crezi că ne-a costat pe noi de închiriat barca asta. Apropo, ai spus că se conduce fără permis? N-am spus absolut nimic. Ok, deci, barca asta se poate conduce fără permis, nu trebuie să ai permis de conducere pentru barcă, pentru care 30 de cai putere motorul și o poate conduce oricine. Noi am luat o barcă mai mare un pic, pentru că suntem 5 adulți și un copil. Și sunt curios dacă nimerești prețul pe care l-am plătit. Pune pauză și scrie aici în comentarii și spre finalul vlogului o să spunem exact cât am plătit. În plus, față de prețul pe care l-am plătit pentru barcă, o să plătim și câtă benzină am consumat. Da, până una alta, hai na. E caldă apa? Foarte caldă. Am atins copii,
Mi-a gâtilat un pic, am atins cu piciorul. Apa cred că este cea mai caldă dintre toate plajele unde am fost astăzi. E foarte caldă, dar e plăcut, adică nu e cald de la clocit, e cald plăcut. Hai în apă. Ia zi sirena. Sirena era să-mi piardă camera. S-a rupt șnurul ăsta de la cameră și sirena s-a scufundat ca să recupereze camera. Ai scăpat-o? S-a rupt șnurul ăsta, vezi? De aici, acum am prins-o altfel. Aha. Și camera s-a dus la fund. Da, am stricat drona, am mai stricat, am pierdut și o cameră azi. Am recuperat-o. Trăiește. Foarte mișto culoarea apei aici. Wow, nu știu cât de bine se vede pe camera. Uite, e o barcă mare. De astăzi. Cum? Cred că e cea mai frumoasă apă de astăzi, din toate pe care le-am văzut. Uite, e o barcă mare aici, au excursie din asta și acolo pe mal e coadă pentru că le dau să și mănânce, au și masă inclusă. Am fost și noi în Lefkada în excursie de genul ăsta. Acolo pe mal am putea merge și noi, zic. Știu ei că nu stăm noi de acolo. A venit și clipa să tragem la mal. Thank you. Hai, putem să coborăm. Hello. Fabrica? De amintiri. De amintiri. De amintiri. I will remember that. Dă-mi e rucsacul. E rucsacul. Dă-mi și geanta aia la, da? Hello. Hello. How was your day, everybody? Perfect. When I check the tank, it looks like a good day. Okay. Yeah. Nice. Gata și plimbarea noastră pe ziua de azi cu bărcuța. Hai, uite, chiar a noastră e aia. Ah, ce tare, da. A scos-o din apă. Așteptăm să ieșim din parcare și culmea, chiar Iolo 17 e parcată la locul ei. A fost foarte drăguț, ne-a plăcut. Este pentru a treia oară când închiriem o bărcuță dintre asta mică să ne plimbăm. Tot în Grecia s-a întâmplat de fiecare dată, dar pe altă insulă de fiecare dată. Ăștia au fost, ne-am întrebat în câteva locuri, în 2-3 locuri și ăștia au fost cei mai ieftini, ăștia de aici de la Iolo. Sunt foarte ok, băieții, bărcile sunt ok, adică da. Nu sunt niște căzături, niște, chiar putem spune că vă recomandăm. Totul recomandăm. A fost... Adică dacă nu aveți unde să nu știți în altă parte, nu unde să uceți, puteți veni aici că au fost ok, cu noi au fost ok băieții. Ca și prețuri. Noi când am căutat barcă, acum vreo 2 zile, ne-am plimbat pe la toate renterurile de aici din zonă. Cum se numește portul ăsta? Se numește Voru. Dacă n-am pronunțat bine și nu ați înțeles, ne întrebați și vă lăsăm un mesaj aici. Ne-am întrebat la mai multe renteruri de aici care sunt prețurile. Stai puțin că suntem pe brațul Sitonia în Halkidiki, pe brațul Sitonia, nu știu dacă am menționat sau dacă ai văzut vlogul nostru trecute. Deci pe brațul Sitonia în Halkidiki, Voru. Localitatea, gata, scuze-mă că te-am întrebat, că poate nu știe lumea unde să vină. Fair enough. Așa, primul loc unde am întrebat de barcă ne-a cerut 200 de euro. Plus benzina, peste tot unde am întrebat așa a fost, prețul bărcii plus benzina. Am mers 10 metri mai în față, ne-a cerut 180, aici am găsit la 160 de euro. Poate găseam mai fin, nu știu dacă e mai fin sau mai scump. Posibil dacă mai mergeam un pic. Da. Ideea este că noi am închiriat o barcă mai mare pentru că am fost mai multe persoane. Dacă închiriezi o barcă doar pentru 2-3 persoane, probabil că e prețul mai mic, îți dă o barcă mai mică. Da, absolut. Contează foarte mult numărul de persoane pentru că prețul, barca trebuie să fie mai mică sau mai mare și astfel și prețul diferă în funcție de ce gașcă sunteți voi. Nu, s-ar putea să fie un preț diferit, dar atât am plătit noi. 160 de euro a fost închiriatul bărcii. Adițional, plătești și benzina pe care o consumi. Cu cât mergi mai mult, cu cât mergi mai tare, cu atât consumi mai multă benzină, la fel ca și la mașină. Iar noi am golit rezervorul. Da, eu cred că asta e combinația lor mereu cu 25 de litri, că ai 25 de litri și că maxim poți să consumi aia 25 de litri. Bine, mai ai și un rezervor suplimentar dacă nu-ți ajunge ca să ai cu ce să te întorci în port, dar 25 de litri e rezervorul ăla principal. Și ei calculează 2 euro litru, cam atât e pe aici, deci cam atât e pe aici, pe la benzinării 1,4
8 și ceva, 9, 2, dar cam oricum, atâta. În porturi e un pic mai scumpă decât la benzinărie. Și am mai plătit încă 50 de euro pentru benzină, deci practic 210 euro ne-a costat pe noi plimbarea cu barca închiriată de dimineață până ne-am și încadrat, e 5:24, chiar am predat-o mai devreme cu 10 minute. A fost frumos. Am găsit și niște locuri foarte mișto, asta ultima cel puțin. Am mai spus-o și în vlogurile trecute noi, când am închiriat bărci, am spus-o și în vlogurile cu catamaranul. Chestia asta cu bărcii sau cu catamaranul îți dă o anumită libertate, adică mergi pe, în sensul că mergi pe plaje unde nu ai putea ajunge cu mașina sau pe jos. Sunt plaje sălbatice, sunt, uite aia cum era cu barul, plaja de mai devreme cu barul la plutitor, acolo nu poți ajunge cu mașina, acolo doar cu barca. Și e ceva altfel, e o altfel de experiență. Vă recomand să faceți treaba asta, indiferent că alegeți să închiriați o barcă sau o conduceți voi, indiferent că vreți să faceți o excursie cu catamaranul și dacă e vorba de asta, chiar vi recomandăm prietenii de la Sailon Sea, avem vloguri filmate pe catamaran. Deci trebuie să încerci, măcar o dată trebuie să încerci și treaba asta, să vezi cum e. E, da, e o altă experiență, exact cum a spus și Damian Adineauri, și nu trebuie să-ți faci griji. Ți se face un instructaj la început de tot, ți se explică tot ce ai nevoie să știi. Dacă n-ai înțeles ceva, ți se mai explică o dată, poți să pui întrebări. Ai numărul de telefon, îi poți suna oricând să-i spui cum fac aia, ce fac aia. Nu trebuie să știi să înoți ca să poți conduce barca asta, nu trebuie să ai, pentru că îți dau veste de alea de salvare, poți să le ții pe tine. Poți să mergi cu barca până la plajă unde e apa mică până la genunchi și de acolo să dai jos din barcă. Ce să zic, nu trebuie să ai, așa cum am spus și mai devreme, nu trebuie să ai permis de conducere pentru barcă ca să poți să o, să o conduci, pentru că e motor mic. Cam despre asta a fost vlogul de azi. No, ne-a plăcut tare mult. Dacă ți-a plăcut și ție, dă și tu un like acest videoclip. Abonează dacă n-ai făcut-o deja. Nu știu ce mai aștepți. Nu înțeleg. Vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, cât Fabrica de Amintiri ne găsești și acolo. Dacă ai întrebări, dacă ai curiozități, suntem la dispoziție, lasă-ne un mesaj sau aici la vlog, sau poți să vii pe Instagram, acolo chatuim puțin mai ușor. Până data viitoare, salutare!